Noi astăzi, în fața ecranelor, cu pofte și cu nebunii în cap, în viața noastră trăită pe ascuns tot felul de lucruri care se abade la adevăr, și avem atâta siguranță și zicem, da, Dumnezeu ne duce în rai, Dumnezeu să predică Evanghelia asta a prosperității, a binelui, doar Dumnezeu e bunătate, doar Dumnezeu e în îndurare, Dumnezeu ne duce în cer, că mare e dragostea Lui și nu se mai spune că Dumnezeu și pedepsește păcatul, nu se mai spune că Dumnezeu nu și va călca dreptatea de dragul nostru, dacă noi călcăm dreptatea El nu și va călca dreptatea. Dumnezeu va judeca cu dreptate pe toți oamenii și va răsplăti la fiecare pentru faptele lui pe care le-a făcut cât o trăit în trup. Nu se mai spune asta. Indiferent ce facem, indiferent cum trăim, ne vin evangeliști de pe la plajă, de pe în Dubai, de și ne plimbă prin cer câte jumătate de oră și Marele Apostol Pavel a zis, dacă voi putea să ajung și eu la învierea din morți. Câtă diferență! Cum să tratează raiul cum să vinde, la cel mai ieftin preț de la Tarabă. Și cât îi descump raiul, cum alți au, au murit în arenile romane, cum alți au murit împușcați, cum alți au murit în pușcării, cum alți nu și-au mai văzut copiii pentru Evanghelia asta, pentru Dumnezeu. Și la ei a fost așa de scumpă mântuirea și raiul și azi să vinde după gustul clientului, cum vrei și cum îți convine. Dacă voi putea, Doamne, ajută-ne și pe noi! să ajungem la învierea din morți. Spunea Apostolul Pavel aici și cu asta am să închei, spunea un lucru care a rămas uimit, o zis, până atunci nu mă culc pe urechi, așa și zic, eu sunt Pavel, eu am văzut pe Domnul, eu am fără pit, eu, eu am pocăință, 120%, nu mă mai interesează. Și Pavel a zis, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, încât, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Doamne, ajută-mă și pe mine, ajută-ne -mi și pe noi. Noi parcă așa ne-am oprit din alergare, noi așa suntem parcă de pocăință, noi așa avem atâtea preocupări și atâtea direcții, nu ne mai interesează de sufletele noastre, nu ne mai interesează de legământul pe care l-am încheiat, avem așa o formă de evlavie, o pocăință de suprafață care la prima adiere pleacă și te lasă descoperit și nu ne interesează și ăsta. O zis, nu cam și câștigat premiul, sau cam și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a Lui Dumnezeu în Hristos Iisus. M-am gândit și spuneam că închei. Oare ce uita Pavel în alergarea asta? Unii oameni cred că Pavel uita așa anumite abateri pe care nici noi n-am vrea să ne aducem aminte. De exemplu, dacă ești la adunare, la urma urmei, dacă se spune de abaterea unuia sau altuia, nu te doare capul prea tare. Dar dacă se spune de a ta, e problemă. Deja te duci și acasă, deja comentezi, deja sun, deja dacă nu ajungi la tribunal. Am auzit pocăiți care spun pe față, ne întâlnim la tribunal. Hai să dai socoteală ce uita Pavel în arelgarea lui? La ce, ce uita? Uitați în, în Evanghelia după Matei. Este redată împrejurarea aceea în care Domnul spunea cum va face judecata la urmă și o zis când va veni Domnul în împărăția lui, o să îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de de capre. O zis, oile le va pune la, la dreapta și caprele la stânga și va zice celor de la dreapta, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care va fost pregătită înainte de temerea lumii și acolo zice că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost dezbrăcat și mi-ați dat de îmbrăcat, am fost bolnav, am fost în temniță, ați venit pe la mine. Și au zis, atunci cei neprihăniți vor zice, Doamne, când te-am văzut noi pe tine bolnav, sau fiindu-ți sete, sau fiindu-ți foame, sau dezbrăcat și ți-am slujit. Și m-am gândit, adică cum oamenii aceștia au uitat ceea ce au făcut? Pentru că vreau să spun, frați și surori, noi nu putem trăi nici fizic astăzi cu apa pe care am băut-o acum, săptămâna trecută. Aia trebuie uitată, trebuie băută alta. Noi nu rezistăm în viața de pocăință cu pocăința care am trăit-o la începutul anului sau anul trecut. Spun unii, o, oh, ce pocăit am fost. Noi astăzi trebuie să fim pocăiți. Adică trebuie să existe o uitare a lucrurilor pe care le-am făcut și o alergare înainte spre ceea ce ne stă în față. Nu? Noi dacă veneam la București în seara asta și, și tot ne aduceam aminte de Roman, de... ne întorceam înapoi la un moment dat. Dar o trebuie să uităm ce în urmă. Și o trebuie tot dă înainte spre București dacă putem să ajungem. Nu ne-am dat seama că e așa de aglomerat astăzi, nu ne-am dat, nu, nu ne dat cu seama. Așa și pe calea pocăinței. Neprihăniții au uitat când au făcut. Pentru că ei în fiecare zi era un mod de viață asta. Adică eu nu știu ce mâncare am mâncat săptămâna trecută, dacă mă întreb într-o oarecare zi, pentru că am mai mâncat de atunci am mâncat și nu, nu, am capacitatea să țin minte, dar dacă mănânc o dată pe an, mi-aduc aminte, bă, am mâncat cartofi la anul nou, am mâncat cartofi și mai mănânc la anul. Sunt pocăiți care trăiesc așa? Fapte o dată pe an, își mai aduc aminte de câte ceva, așa din amintiri când mai au timp, dar nu, pocăința nu e o lucrare continuă, nu e o alergare continuă, uitând ce în urma ta. Nu prostii, nu păcate, nu abateri, uitând chiar binele pe care l-ai făcut, pocăința pe care ai trăit-o, să fii conștient că azi nu trăiești cu pocăința de ieri, azi trebuie să fii azi pocăit. Și mâine va trebui să fii pocăit și până la sfârșitul vieții va trebui să trăiești pocăința, nu aducându-ți aminte că ai fost cândva ceva. Ce trebuie acum? Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Eu cred că asta a uitat Pavel, adică nu păcate, nu abateri, ci faptele bune, trăirea pocăinței pe care o făcut-o. Nu îi spunea lui Dumnezeu: aduți aminte că săptămâna trecută am postit, am făcut, nu știu ce am mai făcut, am milostenii. Doamne, azi trebuie să fac sufletul meu ca să trăiască, eu azi trebuie să-mi sufletul meu ca să rămână în viață eu azi trebuie să umblu pe calea ta și să împlinesc voia ta și mâine va trebui la fel și poi mâine la fel și alergând spre ținta asta să ajung într-o zi la premiu pe care uh, premiul chemării cerești spunea Pavel câtă smerenie au zis dacă voi putea și alții cu păcate penale după ei și cu nenorociri de sperie lumea și procuratura și ei spun că ajung în rai. Și Pavel a zis, dacă voi putea, toată ziua mă lupt, toată ziua stau prin pușcării, toată ziua bătut, toată ziua amenința cu moartea. Dar o zis, mă lupt, alerg înainte, să ajung la învierea din morți, să ajung la premiul ăsta, uitând ce în urma mea. Nu stau să contabilizez ce am făcut, cât am trăit, câți kilometri am făcut, cât, cât m-am jertfi, cât am postit. Nu, nu, mă duc înainte, trebuie să trăiesc înainte, să ajung la premiul chemării cerești. Doamne, în seara asta uită-te la noi, Tu ne cunoști așa de bine. Uită-te la viața noastră, la starea noastră adevărată, pe care poate câteodată nu avem îndrăzneală să o spunem nici înaintea Ta și nici în fața oamenilor. Și dă-ne și nouă putere să alergăm înainte, să uităm ce e în urmă și să alergăm spre premiul ăsta al chemării cerești. Ajută-ne și pe noi să te cunoaștem pe Tine puterea învierii tale cu care Tu ai înviat, să cunoaștem împărtășia suferințelor, să ne facem asemenea cu moartea Ta, ca într-o zi să avem o înviere asemănătoare cu a Ta și să ajungem acolo unde Tu ai plecat și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.